Stimați colegi, bună ziua! Bună ziua colegilor din cadrul Spitalului Clinic Republican, la fel vă zicem bine ați venit colegilor noștri din România. Vă mulțumim că ați făcut timp, că v-ați făcut timp și ați venit tocmai din Vaslui pentru a asculta care sunt rezultatele studiului în cadrul proiectului transfrontalier patogenii nu cunosc granițe. Este un proiect care a derulat în anul 2020, timp de 2 ani, Spitalul Clinic Republican și Spitalul Județean de Urgență a Vaslui au făcut un proiect frumos. Acum putem să ne lăudăm deja cu careva rezultate, dar înainte de a vedea care sunt aceste rezultate, vrem să oferim cuvânt domnului Andrei Uncuța, directorul Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneanu. Bună ziua! Stimați colegi, bună ziua, dragi oaspeți! Ne desparte doar 130 de km de la Vaslui, dar orice eveniment în perioada post-COVID pare atât de departe și atât de complicat de organizat, că, dar în realitate este simplu, doar trebuie să trecem granița, care este prezentă pentru noi și a fost închise granițele pentru cetățeni și pentru oameni, doar pentru patogeni granițele au fost deschise în toată lumea și noi am resimțit acest lucru. Acest proiect a fost plămânit, gândit încă la început de anul 2020. A avut norocul să fie implementat la începutul lunii, semnat și la începutul lunii martie 2020. Și este important că a coincis cu perioada de COVID în care au fost implicate cât instituția noastră, cât și Spitalul Județean de Urgență Vaslui și au oferit o oportunitate și posibilitate colegilor noștri de a beneficia de acest proiect în această perioadă de timp, căci în cadrul proiectului cel mai important obiectiv și lucru care s-a realizat a fost procurarea cât a echipamentului, cât și a dezinfectanților pentru prelucrarea sau pentru dezinfecția aerului și suprafețelor prin nebulizare, lucru care ne-a ajutat foarte mult și pe noi pentru a corespunde standardelor ca răspuns la infecția COVID. Consider că obiectivele care au fost propuse de acest proiect au fost realizate. Despre realizarea obiectivelor și managementul acestui proiect ne va vorbi coordonatorii acestui proiect. Important că nu toți colegii, de fapt, au cunoscut de unde vin dezinfectații, ce se întâmplă, dar echipa care a implementat acest lucru înțelegea, simțea și vedea cât de util și cât de eficient sunt aceste lucruri pentru noi, atunci când de fiecare dată schimbam zonele sau prelucram anumite încăperi după anumite perioade de timp, în așa fel ca să avem o supraveghere mai bună a infecțiilor intraspitalicești în această perioadă de timp. Vreau doar să menționez că și echipamentele și dezinfectanții în valoare de aproape 40.000 de euro au fost procurați în această perioadă de timp, care la fel ne-au scutit de anumite cheltuieli suplimentare, dar nu asta este cel mai important. Era destul de dificil de selectat care este metoda, care este echipamentul și care sunt dezinfectanții foarte buni, calitativ în această perioadă de timp, căci cunoașteți foarte bine cât durează procedurile de licitație, cât de greu este să scrie un caiet de sarcini și, în final, să obții un produs de calitate. În așa fel, consider că, numai datorită proiectului, am avut un suport suplimentar în această perioadă de timp de gestionare a infecțiilor intraspitalicești, pentru ce și fericit coordonatorul acestui proiect. Sper să vă simțiți bine la noi, așa cum s-au simțit bine și colegii noștri când au fost în vizită la dumneavoastră. Ne vom strădui în aceste două zile să vă oferim cât mai multe informații, să putem să comunicăm și să comunicăm și cu colegii din Republica Moldova. Bine ați venit și cu Doamne ajută la finalizarea acestui proiect. Cuvânt să oferă domnului Alexandru Ferdoleu, vicedirector medical și medical expert în cadrul proiectului Patogenii nu cunosc granițe. Stimați colegi, nu stimați oaspeți, dacă politicii mei din noștri de seara hotare,
Medicii au demonstrat că hotare nu sunt în abordarea problemelor medicale, în abordarea cazurilor dificile și în abordarea unei probleme mondiale cum este infecția nozocomială. Ne-am mijlocit patogenii care ne fac probleme de toate compartimentele. Deci asta proiectul acesta a fost numai că binevenit, a fost un proiect absolut necesar și mulțumim foarte mult părții române pentru suportul logistic, practic, care am avut pe perioada aceasta. Echipamentul care a fost procurat a lucrat la greu, într-o perioadă foarte dificilă, de COVID, care în terapiile intensive au apărut niște germe care, în unele cazuri, noi știam de literatură doar, au demonstrat o eficiență, au demonstrat un suport de nădejde pentru toate compartimentele care necesitau aplicarea lor. Și vreau să vă mulțumesc, în primul rând, producerii Spitalului Vaslui, pentru colegii care au fost în suport și în legătură directă, cei care ne-au ajutat în perioada aceasta, și cu sfat, și cu conlucrare. Și sper că clipurile care le petrece zile ce sunt împreună, o să fie de un folos pentru toți, pentru formarea unor relații interpersonale de viitor. Este o țară unică, este Moldova, așa că vă salutăm, bine ați venit! În continuare, cuvântul oferă domnului Salastit Adrian pentru prezentarea rezultatelor în cadrul studiului efectuat timp de acești 2 ani în cadrul proiectului. Am avut prima cam târziu, nici o rezultă că doar să am întârziat cu drumul și așa mai departe. Am să trec direct în prezentarea proiectului prin prezentarea puțină a două spitale partenere, care trebuie să cele pe proiectul în parte. Noi, după cum bine știți, sau dacă nu știți, pot spune acum, suntem un spital județean, unul din cele 41 de spitale județene, în structura noastră, acum număr de 827 de patru, a scris-o la începutul proiectului, între timp, date fiind modificările disciplinele funcționale și condiționale logistice, am ajuns la 787 de faturi, 18 secții de spitalizare clinică de zi, 24 de faturi de însoțitori. Avem în structură 4 laboratoare, serviciul de amplie patologic, un serviciu de supraveghere și control la infecțiilor asociate, asistențe medicale, unitate de primire urgențe, medicina legală și două dispensare la care se adaugă cabinetele din ambulator. Spitalul Clinic Republican Domnestății, deci îl cunosc foarte bine, pentru partea română, este unul dintre, dacă nu cel mai mare spital din Republica Moldova, cu 511 spaturi chirurgicale, 70% din total de 795 spaturi, 94 de reanimare și terapie intensivă. În cadrul instituției funcționează 28 de secții specializate și 4 laboratoare științifice. Anual, Spitalul Clinic Republican, în Spitalul Clinic Republican, sunt tratați circa 36.000 de pacienți, dintre care 29.000 sunt spitalizați și ceva se acordă asistență medicală de ambulator în secția internare. Au fost date în 2013 în exploatare un robot chirurgical dotat cu dispozitive medicale performante. Fapt care a permis diversificarea intervențiilor chirurgicale, inclusiv cardiochirurgicale, neurochirurgicale, endochirurgicale și endoscopie și celelalte. A fost lansat și programul de antipatic și renal prin unica instituție medicală de Republica Moldova care au loc intervenții medicale de așa complexitate. Aici este un istoric mai larg peste care am să trec. Obiectivele principale ale acestui proiect au fost creșterea nivelului de securitate a îngrijitor acordate pacienților, evaluarea performanțelor diferitelor metode de tratament ale aerului pentru a opri propagarea agenților patogeni, eficacitatea dispozitivelor de tratare a suprafețelor aerului existente, în diminuarea încărcăturii microbiene, eficacitatea dispozitivelor de tratare a suprafețelor aerului existente pentru diminuarea numărului de infecții asociate asistenței medicale.
Implementarea unei noi metode de dezinfecție care se corespundă unei acțiuni eficiente pentru siguranța pacientului și reducerea costurilor pentru tratarea infecțiilor nosocomiale. Infecțiile nosocomiale reprezintă o problemă de sănătate publică atât în țările dezvoltate cât și în țările de dezvoltare. În Europa se estimează aproximativ 4 milioane de cazuri pe an, dintre care 37.000 sunt decese. Infecțiile nosocomiale cresc morbiditatea declarată, mortalitatea și costurile îngrijirilor. Microbiomul uman este sursa majoră a infecțiilor, sursele exogene sunt de importanță crescută în transmiterea genelor în declanșarea apucărilor epidemice. Practicile curente de curățenie de dezinfecția suprafețelor nu sunt eficiente în eliminarea contaminării mediului înconjurător. Curățenia, dezinfecția terminală incorrectă a incidentelor ocupate de pacienți cresc riscul contaminării pentru pacienții noi, noi internați. Mediul înconjurător reprezintă un rezervor important pentru microorganisme. În sectoarele cu risc infecțios crescut, prima cauză de colonizare a mediului este reprezentată de prezența umană. Doar respectarea protocolului de efectuare a curățenii dezinfecției pot elimina reducerea florei existente. În sectoarele cu mediul controlat, practicile de curățenie constau în prelucrarea suprafețelor, curățare urmată de dezinfecția acestora pentru reducerea colonizării și limitarea rolului factorului de mediu, care se vor secunda potențial de origine infecțiilor nosocomiale. Sunt două tipuri de infecții mari, infecțiile endogene și estrogene. Cele endogene sunt cu flora comensală, normală, a organismului uman. Cele estrogene sunt germeni care provin din exteriorul corpului uman și care dezvoltă gene de rezistență multiplă. Sistemul nostru de dezinfecție prin nebulizare se adresează în special acestor tipuri de germeni care au dezvoltat rezistență, multiplă rezistență, mergând până la panrezistență. În Spitalul Județean Vaslui ne-am confruntat de-a lungul anilor, în special în secțiile de terapie intensivă, la pacienții intubați cu acuforme, intrubiene, acuaforme, pseudomonasă, care e ruginos, să vorbesc aici, de acele intubate baunii, care sunt, sunt specializate a coabita, să spunem, cu pacienții în terapiile intensive. Avantajul cel mare a acestui sistem este că dezinfectează absolut tot. Atât în suprafețele orizontale, cât și pereții, intră această ceață în crevasele dintre pereți, din pereți, precum și cel mai important aeromicroflora existentă. Avem o clasificare pentru spații în funcție de risc infecțios. Sunt spații cu risc infecțios minim, risc infecțios moderat și risc infecțios ridicat. La momentul de față, noi ne aflăm în plin proces de acreditare. Zona de risc s-a transformat, mai avem ca număr de 4 ani, 4 zone de risc, doar 3 zone de risc, minim, moderat și ridicat. Sistemul funcționează foarte bine atât în zonele cu o contaminare minimă, să zicem cu un risc infecțios minim, cum ar fi magazinele, oficiile alimentare, precum și în secțiile clinice cu încărcătură microbiană patogenă și o floră circulantă multiprop rezistentă. Fiecare sector clasat în una din zone poate fi împărțit la rândul său în zone de grade de activităților desfășurate. Asta înseamnă că într-o secție care este clasificată, să spunem, cu risc mediu, putem avea, să spunem, un salon pentru pacienții, să zicem, de terapie intensivă, între ghilimele, sau pacienții critici, care devin automat o zonă roșie, deci cu risc crescut, precum avem o nutriție alimentară care este cu risc mic. Deci zonarea riscului se face atât pe unitatea sanitară, pe secții și departamente, cât și pe fiecare secție în parte. Clasificarea zonală spațiului mai impune și frecvența operațională, curățenie și încheiere în funcție de nivelul de asepsie cunoașterea faptului de risc asociat cu politica infecție asociată a secției medicală, la noi, în România, infecția nosocomială se numește infecția asociată asistenței medicale. Asta este modelul, asta este modelul. Factorii de impact în creșterea riscului infecțios sunt condiționat în mod de prevenție pentru probabilitatea subiectului de acces, vulnerabilitatea persoanei, grupului de populație din spital, testul potențial de expunere la
infecție în, în spital. După evaluarea factorului de risc în infecție, pot elabora programe de măsuri, în funcție de scopul gradului de stabilit, pentru fiecare zonă, fiecare copil de activitate, fiecare categorie de pacient, fiecare manoperă de terapie de îngrijire, diagnostic sau tratament, profilul de competență acreditate, resurse umane disponibile pentru îngrijire, dotate cu materiale existente, nivelul de solicitare și disponibilitate pentru servicii. Mediile speciale controlat privind gestiunea riscului infecțios, obligă organizația să le asigure legile și regulamentele de siguranță sunt respectate, procedurile și protocoalele de lucru sunt respectate. Există, fac o paranteză aici, există o rezistență a întregului corp medical, ca întregului corp medical, a unei părți a întregului corp medical, la ceea ce înseamnă regulile de trasate de proceduri și protocoale, care încet, încet am depășit-o. Clădirile, spațiul și echipamentele și punicurile necesare sunt declarate, sunt puse la dispoziție și facilitățile și echipamentele sunt inspectate, testate, întreținute și modernizate sau înlocuite în mod planificat și sistematic. Harta punctelor și zonelor fierbinți. Fiecare unitate sanitară trebuie să aibă o harta punctelor fierbinți, la nivel actual, organele de control, ce înseamnă Direcția de Inspecția de Sanitate de Stat, Ministerul Sănătății, cei de la NMCS, acum cu acreditare, am cerut o zonă exactă la fiecare tip de spațiu. Pentru că odată stabilit riscul infecțios pentru spațiul respectiv, pot să fac să implementez și măsurile de prevenire a apariției contaminării cu fără circulantă multidrog-rezistentă de spital. Și evident, la ceea ce înseamnă curățenie și procedurile de curățenie și de dezinfecție vor fi adaptate în funcție de riscul particular al fiecărei zone din secția respectivă sau în spitalul respectiv. Trebuie să ținem cont în zonare de selectarea copilor cu un alt potențial de patogenitate, deci avem o zonă cu risc foarte ridicat, să spunem, în terapie intensivă, în zona septică de terapie intensivă, acolo unde sunt tratați pacienții cu infectați sau colonizați cu cel mai mult drog rezistență. Trebuie respectate criteriile de igienă și asepsie, circuite funcționale pentru persoane și materiale, acumularea mai multor factori de risc. Pentru prevenirea apariției infecțiilor nosocomiale și a reducerii portajului florii circulante de spital, trebuie aplicate precauțiune standard, care și-au dovedit eficacitatea, reprezintă prima măsură de barieră, strategia de bază pentru prevenirea transmiterii și a microorganismelor. Precauțiile adresate căile de transmitere, avem precauții de contact, precauții privind transmiterea prin cături, precauții privind transmiterea pe cale aeriană. Tocmai ne-am confundat cu acest, cu 3-4 valuri de COVID-19 au fost în domeniul scrisului cu care au fost la fel, sau 5, pardon, nu? La 5 a fost cu Omicron, de asta nici nu mai avem posteriori, a fost cu virulență relativ scăzută comparativ cu celelalte 4. Primul val și cel de-al 4-lea au fost cele mai importante. Sistemele de imunizare noi în termen au ajutat foarte mult. Am avut 6 echipamente, 6 dispozitive la noi la județean și 5 la Spitalul Republican, cu o cantitate de, tocmai am primat achiziția, ziceam, de 3500 de litri de dezinfectant. Vă dau un exemplu, un bilon de 5 litri poate să deservească, să spunem, o suprafață de 300 de metri pătrați. Deci, vă dați seama la cantitatea pe care am cumpărat-o, așa cum a spus și domnul director, au fost, ne-au depăvat pentru o povară economică destul de serioasă. Plus că aveam acest sistem care m-a ajutat foarte mult și din punct de vedere al eficienței, pentru că el se adresează și combate, inclusiv cu germeni multidrog rezistent în cele substanțele pe care le are, pe rostitele hidrocentru și acele perioadele. Astfel încât am reușit să facem niște dezinfecții curente sau un focar simultan. Vorbesc așa cum am făcut și aici. În momentul în care am avut două, trei focare simultane de COVID, noi am avut în serviciul nostru doar trei dezinfectori care folosesc celebrele pentru pulverizare, care asigură de
spălare și curățarea, dezinfecția până la 99%, 100% doar prin sterilizare. Deci, zonarea, cum a spus un pic mai înainte, și aplicarea unor măsuri de curățenie prin atribuirea fiecărei zone a unui sistem de curățare, adică mop, lavetă, cu identificare de cod de culoare, astfel încât pot să fac, infirmiera știe exact ce tip de ce găleată și ce mop să folosească în ce, în ce zonă trebuie să fie folosită. Noi am pus, am implementat un sistem de buline. Așa fiecare, deasupra fiecare uș, în Spitalul Tețea Moasului, există o bulină de anumită de culoare, astfel încât infirmiera știe exact ce să facă curățenia acolo și cu ce produs și care este nivelul de risc în zona respectivă. Dezinfecția terminală, aparatele pe care le-am achiziționat sunt folosite special pentru această dezinfecție terminală. Un alt avantaj foarte mult bun al acestui sistem de dezinfecție este că în spațiul respectiv, dacă am de contaminat, să punem un salon în terapie intensivă sau o sală de operație într-un bloc operator, pot să, pe perioada de dezinfecție, pot să fac și echipamentele. Adică dacă am un tensiometru sau dacă am scaun de tratament sau dacă am orice poate fi pus în spațiul respectiv și dezinfectat în acest sistem de nebulizare, care este mult mai eficient decât nebulizarea prin dezinfecția terminală, noi o foloseam atât la dezinfecția care se mai creează confuzie, dezinfecția ciclică, pe care o facem periodic, să spunem o dată pe săptămână, facem, utilizăm, noi le spunem proaște, că se spui proaște, așa ne spunem, noi coloquial, proaște. Utilizăm aceste aparate o dată pe săptămână și dezinfecția terminală în cocar, în momentul în care s-a dezinfectat, s-a externat și ultimul contract din salonul respectiv, în focarul epidemici. Dezinfecția terminală profilactică este cea a dezinfecției ciclice, care vă spuneam săptămâna. Dezinfecția terminală de combatere este în focar și se adresează în special cei multiprog rezistenți, MDR-urile, SBR-urile, mâri sau aurimecinole rezistent, enterococ cu bancul rezistent și secretoarele de carpapenemoasă. Aici mă refer la pseudomonas ușoacin metobacter, pentru și clepsia apare la microrezistență destul de mare. Secțiile cu risc înalt sunt pacienți imunodeprimați, arții neonatologia, neonatologia prematură, oncologie, neonatologie, tot operator, nașteri de reanimare și terapie intensivă. Bun. Concentrația de produs biocid în aer. Nebulizarea poate fi mai bună problemă pentru dezinfecție din nivelul înalt al corpului de medic pentru secție de spitalizare, suprafețe orizontale, verticale, echipamente medicale și expus prea un pic mai înainte. Există un timp de dispersie. Marele avantaj al acestor dispozitive este că sunt autonome. Deci ele odată setate pe timp sau pe cubaj și pornite, ele își efectuează ciclul de dispersie a dezinfectantului, creând această ceață foarte, foarte fină, care intră absolut peste tot. După care urmează timpul de contact, deci aparatul se oprește, avem 2 ore la dispoziție ca să facem o dezinfecție minimă, timpul recomandat minim este 2 ore, se poate prelungi atunci când am avut o încărcătură microbiană mare sau cu cel mai mult din rol rezistent, ce care le-am spus anterior. După timpul de dispersie, este timpul de așteptare înaintea reintroducerii operatorului. Se așteaptă 15-20 de minute până se deschide geamul și se face ventilația naturală, adică aerismea. Bun. Numai o secundă. Din Chișinău.
Din, am studiat în dinamică, am avut în dinamică 4 ani. Deci am avut 2 ani înainte de implementarea proiectului, în care am făcut ecuatoare a numărului de infecții nosocomiale și apoi circulante din cele două spitale. Anul 2018, ca să vă spun pe scurt, pe anul 2018 și la noi și la Spitalul Republican, numărul de infecții nosocomiale era relativ ok, ca și număr, a scăzut.